Haosul din traficul de pe străzile din Târgu Jiu se poate vedea din imaginile următoare. În zona casei de cultură, astăzi, la orele de vârf, traficul era blocat. Șoferii au fost nevoiți să aștepte 10 de minute în coloană pentru a putea trece de zona în care se fac lucrări. Șoferii sunt revoltați că lucrările se fac la orele de vârf și susțin că zilnic traficul în zonă este un coșmar. E normală și nu e prima dată când se stă atâta timp în intersecțiile importante ale orașului. Avem 10 minute de când tot așteptăm să mergem. Da, e fain de tot, dar nu la orele de vârf. Ar trebui găsite alte soluții. Nu la orele de vârf. Trebuie găsite alte ore. Nu știu cum, dar soluții sunt. Noaptea? Nu știu. Poate da. Când e traficul mai puțin. Traficul mai redus. Dar noaptea de obicei, la afară, stai îndată noaptea să lucrează. Să nu puțin circulația. La noi nu e ziua. E traficul intens. Așa e la noi. Mai ales înainte de alegeri. Vin și ele, în fața, luăm ochii la oameni. Așa e în România. Deci acum face ca să ne scaunul, nu? Asta e, asigurăm. Să facă până la urmă totuși. Chiar îmi doream încetinirea asta, fiindcă se mergea cu foarte mare viteză și nu aveam timp să văd ce se întâmplă. Acum văd palatul ăsta frumos, îmi place. Să o dea mai încet, să închidă toate drumurile, Să mergem pe jos. Credeți că ar trebui făcute lucrările noaptea? Extraordinar! Așa să fac, dimineața, ca să iasă oamenii la muncă. Păi ce faci, ziua, blochezi tot orașul? E nebunie și mă dor plombele de la atâtea gropi. Da, de la piață îmi place chiar de mult stăm. Foarte greu să circulă. De la piață făcurăm până aici, cât facem de la Sâmbătim până în oraș. Drumurile în lucru... Înainte de alegeri? Da. Absolut, ca să ne ia ochii, ca de obicei. Îi alegem imediat. Credeți că ar trebui făcute noaptea? Da, lucrările da. Mai ales asta intensă, eu știu. Acum e o oră de vârf. E o oră de vârf, da. Și o zi de sărbătoare. E și sărbătoare, e și joi, toate... Deputatul Radu Miruță acuză că lucrările sunt de proastă calitate. Colegul meu, arhitect Corneliu Răducan Morega, a dat o tură la lucrările care se întâmplă în oraș și, din perspectiva specialistului, ele sunt de proastă calitate. Dincolo de calitatea proastă efectuată, ce pot eu să observ este că aceste lucrări se fac efectiv fără niciun plan. Dărâme astăzi ce ai făcut ieri. Se asfaltează câte o stradă, se împăunează că s-a asfaltat o stradă și e bine că se asfaltează chiar mai târziu. Problema e că nu se poate ca după ce o asfaltezi și vezi acel covor negru nou să te apuci să-l tai ca să bagi alte cabluri sau să faci alte șanțuri. Asta înseamnă că întreaga interacțiune din interiorul primăriei Târgu Jiu este scăpată de sub control. La ei acasă, eu îi întreb, aceeași ordine a operațiilor o fac? La ei acasă se apucă să dărâme baia după ce au pus cada, se apucă să dărâme pereții după ce au pus mobila. Adică sunt niște lucruri care trebuie făcute într-o ordine pentru a eficientiza banul public. Târgu Jiu este mult în spatele multor orașe din România. Din motive istorice, din conduceri dezinteresate sau interesate pentru buzunarul propriu, pentru ca Târgu Jiu să poată să se apropie de orașele către care noi ne uităm și am vrea să fim acolo, trebuie să mărim viteza cu care noi să ne dezvoltăm, că acele orașe nu stau pe loc. Pentru a mări viteza respectivă, trebuie să găsim o metodă să eficientizăm ce avem la dispoziție. Sub nicio formă nu eficientizezi dacă faci lucrări în bătaie de joc, pentru că lucrările astea nu trebuie să țină doar până la anul când își pun afișe electorale pe ele, ci trebuie să țină 10-15 ani pentru a nu mai cheltui primăria alți bani, să refacă ce s-a plătit acum și ce se va strica pentru că a fost plătit prost. Și lucrările astea nu trebuie să se facă care după ce se cheltuiesc banii să genereze alte cheltuieli pentru a le strica, a le repara, continuând să treacă ceva trasee prin lucrările care deja s-au efectuat. În anumite zone unde sunt lucrări în desfășurare, utilajele de mare capacitate folosite de muncitori blochează traficul inutil. Și spunem inutil, pentru că muncitorii par să nu prea aibă activitate, fiind surprinși în timp ce butonau pe telefoane.
Lucrări se fac în mai multe zone din Târgu Jiu, iar unele străzi arată acum ca după bombardamente.